datele problemei, dar ce ne puteți spune? Rămân ambele locații, și cea de pe Bălcescu și cea de pe Șeului? Pe Bălcescu a existat o intenție de a se construi o altă clădire pentru grădiniță, pentru că se știa clădirea veche nu era în formă bună. Adică s-a apropiat de sfârșitul vieții. Bun. Din nefericire, în anul trecut, în urma, nu știu, a ploilor, au fost niște mișcări, s-au fisurat niște ziduri. Am făcut o expertiză și expertiza ne-a spus, gata, s-a terminat. Am luat copiii și am amenajat un etaj de la un corp de clădire de la Grigore Moisil, fost internat, în care am mutat copiii de pe Bălcescu. Urmând să derulăm proiectul mai departe, să facem o grădiniță în locul pe Bălcescu. Deci o reabilitare totală, sigur, probabil adică chiar prin demolare. Exact. Demolare și construire a unei alteia. Între timp, avem un prim telefon, vă rog să nu vă uitați ideea, pentru că nu e chiar așa simplă problema, din câte observ. Bună seara! Da. Sunteți în direct, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți, vă rog? Bună seara! Petrică Moga. Vă ascultăm! De pe Lalelelor sunt. De pe Lalelelor, domnul Petrică Moga. Vă ascultăm! Și aș vrea să-i adresez la domnul primar o întrebare. Vă rog. În spate, la pensii, este terenul, este un teren care de foarte mulți ani nu a fost folosit. Sunt clădirile alea dărâpânate, acolo nu s-ar putea construi o creșă sau o sală de sport la Andrei Mureșanu sau ceva. Am înțeles. Atâta. Mulțumim, o seară bună. În spate, la casa de pensii, clădiri dărâpânate. Cunosc că sunt niște foste ateliere, sunt niște foste ateliere și eu știu că în fostele ateliere, pe vremea când era la Ajof domnul Botiș, a venit la mine să îmi ceară certificat de urbanist pentru a realiza acolo niște ateliere, mă rog, clădiri supraînălțate, ateliere de perfecționare sau de instruire a recalificare, recalificare și recalificare a șomerilor. Forma, nu știu, a abandonat dânsul ideea, abandonat Ajoful, nu sunt ale noastre, ele erau, mă rog, cumpărate de la fostul proprietar, nu știu cine a fost acesta, de către Ministerul Muncii și Familie și Protecție Sociale, tocmai pentru a fi transformate prin agenția aceasta. Deci e clar, nu e în ograda dumneavoastră, nu. Nu, eu... Ca primar le puteți impune să reabiliteze clădirile, dacă este o asemenea lege. Și asta mă deranjează, adică nu știu de ce primarii la noi în România nu pot să oblige pe proprietari să-și reabiliteze clădirile. Stăm să cadă țiglele în cap, cum spunea un vechi prefect, să cadă țiglul în cap. Am luat niște măsuri, e adevărat că nu cu duritate, pentru cei care dețin clădiri, mai ales în zona centrală, printr-un regulament nou, cu termene de aproximativ un an, deci cei care au clădiri în zona centrului istoric, zona cuprinsă între Bulevardul Republicii, Râul Bistrița, Strada Bistricioarei și Șteu Iosif, să-și reabiliteze clădirile. Nu mă refer la faptul că pot să cadă țigle, asta sunt bun de plată, oricând. Dar nu o să le mai acceptăm clădiri care arată degradate, care arată urât, care sunt bine, în descompunere. Sigur, e și sprijinim. Încet, încet, chiar cu mai multă duritate, pentru că se pare că România numai cu puțină duritate se face. Da, în perioadă, vedeți, în perioadă de criză... O fi criză, dar și când vine câte o vijelie și vedem țigle că... Ne pică și, în curțile aceea, vecine sau câte o bârnă. După aceea trebuie să oferim și alternativă. Și... Dar vă rog să continuați ideea cu Bălcescu, pentru că o să spun oamenii că încercăm să săltăm subiectul. Nu săltăm. Clădinița de pe Bălcescu funcționează acum în acel corp de clădire de la Grigore Moisil. Aici noi avem pe rol finalizarea proiectului și începerea investiției deci pentru clădire construcție. Nouă se va face. Da. Clar, nu se desfințează. Dar între timp domnul viceprimar Găurean a găsit o firmă din Sibiu care este un antreprenor în domeniul acesta, știe să facă școli elementare și grădinițe din panouri, construcții ușoare, care le realizează pe terenul clientului și, pe urmă, le închiriază clientului.
cu toată dotarea care trebuie. Suntem în curs de analiză a acestei oferte. Un proiect pilot, pentru că, asta se numește un parteneriat. Public-privat. Adică, sigur că da. Adică eu mizez foarte mult pe acest lucru. Se știe că banii privați circulă mult mai repede, nu sunt atâtea formalități de realizat ca în cazul fondurilor publice, iar în momentul când s-a făcut investiția respectivă, sigur, de acolo încolo putem discuta folosirea ei. Mai avem doar 5 minute, mai așteptăm un telefon, maxim 2, iar până o să vină și finalul emisiunii, domnule primar, aș vrea să ne spuneți care sunt noutățile, pentru că le-am promis de la început respectatorilor, cu zilele bistrițeanul acesta, nunta Zanfirei și dacă ne mai ajunge timpul la final și puțin din, eu sper să vă ajungă, puțin din ceea ce înseamnă un posibil proiect câștigător numit AXA Breslelor, sau cum se numește, vorba de pasaje. Poate nu mi-amintesc eu bine, dar ceva de genul acesta am înțeles că e dat numele, și parcul municipal. Se vehiculează ideea că ați fi câștigat deja proiectul și că doamna ministru Udrea și-ar fi pus semnăturile. Nu știu cât e banc sau chiar realitate. Nu, este, dar este haideți adevărat. Să începem cu zilele Bistriței, cu lucrurile frumoase și pe urmă cu cele de lucru, de transpirație. Cel mai frumos este planul integrat de dezvoltare a municipiului. Da. Este un proiect complex care cuprinde 7 proiecte individuale. Noi l-am finalizat anul trecut, am finalizat evaluarea, s-a finalizat la Cluj, la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, undeva în noiembrie și de atunci a stat la Ministerul Dezvoltării. Am făcut reclamații, peste reclamații, nu numai noi, că nu numai noi am fost în cauză, toată Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost redepus în ianuarie și în săptămâna care a trecut am primit informația că Ministerul Dezvoltării a dat aviz pe planul de integrat de dezvoltare a municipiului Bistrița. Suntem clasificați primii la categoria noastră. Din 6, din nota maximă 6, noi avem 5,16, ceea ce este o notă foarte bună. 24 de milioane de euro. Depunem în această săptămână proiectele, de aceea e o activitate foarte febrilă cu delegații, pentru că întotdeauna îți mai lipsește, trezești, n-ai o viză pe ceva. Și sunt documentații, cum să vă spun, pe fiecare proiect, așa, un cup de documentații, câte o masă din asta. După care, eu apreciez că în decurs de 3 luni putem semna finanțarea. Păi putem chema la zilele Bistriței pe doamna ministru Udrea, dacă și-a pus să vizu. Nu. O chemăm la zilele Bistriței, dacă... Sau măcar la FIGA, poate, colegul dacă ne anunță, de partid o să o cheme. Dacă ne anunță finanțarea pentru cele 5 blocuri, locuințe ANL, alea care le împărțim cu unitatea militară. Trei la ei, două la noi. Avem Wonderland-ul. Deci aveți o miză mai mare. Avem terenul pregătit și dacă ne anunță, pentru că niște bani de reabilitări termice... Și vă întreb din nou, chiar e adevărat? Deci a dat avizul pentru acest mare proiect de dezvoltare, cum spuneți dumneavoastră, al Bistriței, și parcul e aici? Și parcul? Și breslele astea, adică pasajele? Cel mai mare proiect din cele 7 este dezvoltarea centrului istoric. Deci parcul... Pasajele, așa punctual. Ascultați puțin că pasajele e o treabă mai complicată. Sunt 3 axe. Pasajul care începe undeva vis-a-vis de din bulevard, vis-a-vis de liceul de Bulevardul Republicii, vis-a-vis de liceul sanitar, așa. Și el trece până în parc pe lângă turnul Dogarilor. Am înțeles. Asta este axa Breslelor. Axa Coronei pornește de vis-a-vis de Colegiul Național Liviu Rebreanu, trece prin Piața Centrală și merge pe lângă Casa de Cultură. Albert Berger, pe acolo este axa Artelor. Și axa Coronei, care continuă practic strada Ursului, ajunge pe pietonal, urcă puțin mai în sus și traversează și ajunge la Baia Populară. Da. Deci asta este axa Coronei. Pe cele 3 axe, reabilitarea zonelor respective, am fundamentat undeva aproape de 10 milioane de euro. Deci orașul mai întâi se va transforma într-un șantier și cred că o să fie